Știi? Bă, Dane, zi-mi ce facem, cum facem emisiunea? Sau Remus, cum facem emisiunea? Nu mai plângem deloc, nu ne mai băităm. Nu, dar nu avem în cine să dăm, nu avem pe cine să criticăm, bine. Mai Sorescu puțin acolo. Puncte slabe mai avem, că ușor, ușor. S-a adevărat și ce spun, că s-ar putea să avem o generație mai bună ca aia de aur. Hai, nu mai tot exagerat, că exagerez. Mă, de ce exagerez? Păi să eu nu vă înțeleg. De ce e păi dar care să fie generația? Cea U21 de acum? Sau? Bine, nu. Bine, ok. Ascultă-mă, dacă această generație se califică la mondial, se califică și la Euro... Dacă... Păi nu, e. Dacă. Da, dar bara sunt. Lasă-mă, ia să stai că e interesant. Vorbim pe dacă, da? Da, ia zi domnul... Se califică domnul și la europene după aia și la încă un mondial, ce facem? Și să nu ia și europeanul și să nu fii campion. Nu, aici nu. Nu, da, exagerez. Nu poate să fie mai mare decât generația de aur. Păi hai să te întreb ceva. Păi la generația asta ce le lipsește? Nu, ce zi? O, doi jucători. Cine? Un Hagi, da. Gheorghe. Da. Și un Sabin Ilie. Un Sabin Ilie? Un Sabin Adi. Un Adi, pardon. Nici un Sabin n-ar fi rău. Da, nici un Sabin n-ar fi rău, da? Păi asta vroiam eu să te întreb acum. Fix asta vroiam. Cine din această generație e Hagi? Asta vreau să te întreb. Asta poate fi o generație. Noi am fost generație, sau nu noi. Ei au fost generație de aur că a fost doar Hagi. Au avut un jucător exponențial care a făcut diferența. Da. Dar cine e Hagi de uite, la noi? Uite, poate să fie Man acum. Nou Hagi? Da, ești tu drăguț acum că avem 4 din 4. De ai ce? Înțeles? Ah, înțeles. Acolo, compar pe Man cu Hagi. Cu Gică Hagi. Bă, Dane, hai să păstrăm totuși. Ți se pare ție că poți să-l compari pe Man cu Hagi? Da, dacă stăm puțin și ne gândim la ce fotbal se joacă acum. Gândește-te bine ce spui, că tot ce vei spune se va folosi împotriva ta. Da, nu. Deci cum? Zi, hai. La ce fotbaliști sunt la ora actuală și ce fotbaliști erau pe vremea aia, e o diferență enorm de mare. Și de ce zici că poți să-l compari pe Man cu Hagi? Man poate să fie un Hagi a generației de astăzi, a fotbalului din ziua de astăzi. Fiindcă înainte erau 4-5 de care într-o echipă, în ghilimele spus de care, la care la ora actuală ai să fiu serios. În fotbalul european au cam dispărut. Și asta e adevărat. Spui că nivelul a scăzut atât de mult încât Man poate fi Hagi de azi, nu? Nu că a scăzut nivelul cât nu se mai joacă ce se juca. E matematică ziua de azi. Ți-am zis că e de la Digi. Da. E matematică. Mai e spectacol în fotbal la ora actuală? Puține antrenori mai joacă pentru spectacol. Da, și puțini jucători mai sunt. Puțini jucători care mai fac diferența în ziua de azi. Hai că s-a creat ieri o fază la sub 21 de mare spectacol. La golul al doilea. La golul al doilea. Aia este... Bun, și imediat vorbim și de asta. Bun, și cine e Adrian Ilie? Luis Munteanu? Nu, stai să vedem, că-s curios. Termină-ți raționamentul. Mitrit. Cine? Mitriță. Păi Mitriță nici nu joacă, ce dracu. Stai puțin. Freacă banca de rezervă. Păi nu-ți spuneai tu că-l bagă titular, nu te lăudai tu cu el? Ce am zis, da, m-am vezi? Am pierdut și pariu cu ăștia, cu toții duc la McDonald's și că trebuie să duc o masă, duc la McDonald's, mai înțeles? Bă, mai înțeles? M-a păcălit și retul Dănea Mircea. Ascultă-mă. Miclenul Dănea Mircea, când l-am văzut la finalul meciului cu Cipru, că l-ia în brațe, lugu, zic, gata, bă, asta e. Mai înțeles? Când colo, zis că nu-l bagă. Când colo, Dănea Mircea, Viclean, băiat de casă, ca să zic așa. L-am îngriat, de fapt, și ce a zis? L-am îngriat și a zis, vezi că nu joci nici meciul următor. Sau are vreo pilă la mec și a vrut să te lucreze. Noi i-a zis, vezi că am vorbit cu rotarul să fii proaspăt pentru meciul din campionat. Eu cred că i-a zis, vezi că nu mai joci vreo multe meciuri de acum încolo la echipa națională. Cum? Nu, vino aici să te mângâi că cu atâta rămâi. Exact. Înțelegi? Deci m-a făcut linea mică când l-am văzut eu cum îl mângâia, zic, gata, bă, bagă, n-are cum să-l bagă. Iar coardele astea, scuzați-mi expresia de lângă mine, care râd cu gura până la urechi, hai, domnule, să facem pariu. Ce-am făcut? Dai, duc la MEC! Nu, vorbesc cu domnul Barea, mergi la KFC. Să la pizza. Da, mie îmi place KFC. Și am văzut profiturile record pe ultimul trimestru al lui Sfera, care le are pe toate. Stă bine, domnul Barea. Aveți bani. Stă bine, mai înțeles? Deci ar fi Mitriță. Da. Bun.